Mi-au rupt volanul, ești nebun? Ce naiba? Acum o să sărim cu Tesla de pe munte. What, mai merge? Dacă mai supraviețuim la 200 la oră. Astăzi facem test de durabilitate la Tesla. Am revenit la vechile obiceiuri, la volanul de acasă. Iar în fața noastră avem un Model 3 nou Highland. Suntem pe jocul Beam NG, pentru cei care nu știți jocul. Am cumpărat jocul ăsta fix pentru videoclipul ăsta, pentru că știam jocul ăsta de foarte mult timp, dar n-am avut ocazia să mă joc până acum jocul ăsta. Știu că este mișto, știu că simulează foarte bine realitatea, accidentele, și exact asta avem nevoie noi astăzi, pentru că o să o dăm de pereți o grămadă de Tesla astăzi. Așa că, fără să mai stă la discuții, rupeți butonul de like dacă vreți să mai vedeți videoclipuri de genul, să ne întoarcem la vechiul format cu volanul. Pentru început vreau să vă spun că am rămas surprins de cât de bine arată jocul ăsta. Adică uitați-vă ce grafici mișto are. Zici că e efectiv mașina din viața reală, frate. Deci simulează atât de bine viața reală, de mă cam sperie, sincer. Pentru că știu că și accidentele le simulează bine și o să mi se facă pielea de găină 100%. Am pregătit slow motion-ul ca să le vedem ca lumea cum se bușește și cât de rezistente sunt. Avem Model 3-ul nou, imediat îl dăm și pe Model 3-ul vechi, care e Model 3-ul meu, practic. Hai să vedem cât de rapid e mașina asta în joc. Am pregătit un drum aici și ce să mai, 3, 2, 1 și... Mamă, ce drapaj face! Ok, asta nu-i normal. A, e tracțiune spate, fie antenă. Deci, nu cred. Da, asta e tracțiune spate, stați un pic. Uite, Tesla Model 3 refresh și selectăm că vrem un Highland Long Range ca să fie tracțiune pe toate roțile, pentru că vedem că face cam urât mașina. 3, 2, 1 și... O, băgăm în viteză și... Așa, mă. Uite și în interior ce mișto are interiorul, exact ca în viața reală. Bă, cât de mișto e făcut, frate. Și vedem că avem 200 la oră. Merge, merge, merge. 240? 255? Mamă. Oleo. 255, da, ăsta e top speed-ul, 255. Ok, am aflat top speed-ul. Cred că respectă pe ăla din viața reală. Mamă, dar deja, deja ne-am dus, ne-am dus. Țineți-vă bine acum să vedeți cum face. Au, băi, frate. Deci eu nu sunt obișnuit, frate. Deci uitați-vă, bă, aș mai fi supraviețuit, aș mai fi supraviețuit. Ok, o să facem și testul ăsta oricum de supraviețuire. Următorul test, să ajungem la 200 la oră și ne ciocnim de zidul din față. Let's go. Ne punem first person. Avem 100. Ok. 200. Am dat slow motion în momentul de față, n-am încetinit. Ea tot are 200, la urmă e că am dat slow motion. Okay, și acum vreau cu 200, ăsta cât avem acum, 200 la oră, mai accelerez eu puțin, să mă duc direct în peretele la din față. Să vedem dacă mai supraviețuim la 200 la oră. Nu cred, nu cred că ai cum să mai supraviețuiești, nu, n-ai nicio șansă. Crezi că are vreo șansă? Ce șansă să ai, fărule, că... Ce șansă să ai la 200 la oră? Na, 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 na. Ok, vreau să am 100. 100. Gata, 90 și... 100. Știu că probabil sunt alte metode mai simple prin care să am doar 100, dar nu le știu eu momentan. E prima dată când am jocul ăsta. Ok, 100 iasem. Vezi că... Vezi că supraviețuiesc la 100, ești nebun? Hai că supraviețuiesc. Nici nu cred că supraviețuiesc în viața reală la 100. Dar da, cam așa arată după 100 la oră. Mai bine, mai bine. Ce să mai... Trecem la Model 3-ul meu acum. Hai să încep top speed-ul ăsta. Acum se descurcă mașina asta. Opa. Ok. Asta arată vechi rău pe interior, nu așa arată, dar... Da, vedeți cum arată pe interior, cam așa e. Unde scrie viteză? 255. Bă, a făcut mai repede 255. Da, tot 255 are. Acum vreau să mă ciocnesc de zidul ăsta. La 255, da? Hai, Sanchi, să vedem cum e. Hai. La 255. Se face sandwich. Brum.
mâncați-și gura ta. Oi, oi, oi. Ce-ai, văruțule? Nu mai supraviețuia nimeni. Hai să facem testul acum cu 100 la oră. Hai să vedem dacă e mai rezistent asta. Bă, dar accelerează repede rău. Și acum frână. De unde? Bă, da, e dureros rău de tot. Nu asta voiam să fac. Bă, dacă de dureros e. Nu știu de voi, dacă pe voi vă doare un pic acolo că vedeți asta, sau probabil unii dintre voi sunteți fericiți că, na. Dar nu știu eu, pe bune, pentru că nu prea m-am mai jucat eu așa jocuri. Și când văd accidentele astea, îmi imaginez viața reală. Știi? Și e vai de capul meu. E suta. Suta, gata. Și? Bă, ești nebun? Pare că mai bine decât tu cealaltă. Următorul vehicul, Tesla Cybertruck, care nu o să ajungă prea curând în România. Nebunia asta de mașină de la Tesla, care teoretic ar trebui să fie foarte rezistentă, nu? Hai să vedem cât de rezistentă o fi. Deci îi dăm 0 cât o fi. Ia să vedem. Opa. Am pierd controlul de la aia. Hai să facem acum un accident la 100 la oră. Hai că 100. Opa. Gata, cu 100 am intrat, ok. Băi, ești nebun, am sărit airbag-urile. Ce-ai, mă, că... What the fuck? Uite cum se îndoaie totul pe ea. Ok, vreau să mă mai încerc o dată. De data asta să o pun pe altă zonă, uite. Suspension test. Wow, 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 wow! Ce-ai, ca nebunii? Mi-a rupt volanul, ești nebun? Ce naiba? Nu, nu, schimbăm, schimbăm. Cine cunoaște mașina asta? De pe canal, ia ziceți. Cei de demult relativ de pe canal, știți că asta a fost prima mea mașină. Un Matiz clasic, ia uite. Mamă, ușor, Matizule, ușor. Mamă. Și ia să vă arăt interiorul, că merge și interiorul frumos. Exact ca în viața reală, interiorul. Hai să vedem mașina asta cum e la impact. Oh, 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 ia uite cum se aude. Păi ce Tesla, frate, uite cum face mașina asta. Mamă, cum a plecat cu scârț. Așa plecam și eu cu ea. Fără niciun fel de mișto, mamă, chiar că prinde mai greu viteză. Hai bă, că merge ușor, ușor, ajungem la 100. Hai că până ajungem acolo, prinde 100. Bun, bun. Ce ai, credeți că supraviețuim? Supraviețuim în Matizul ăsta? Ne, nu cred. Și bam. O, pe scăp. E așa, ziceți voi șansele în comentarii de supraviețuire. Mamă, cum e. Se putea și mai rău, ești nebun? Nu e rău. Nu e rău, se putea și mai rău. Place Matizul ăsta. E. Și acum, boom. Ce ai, că încă mai merge. Ia fii atent, încă mai merge. Accidentul la 60 la oră tot mai merge. Nu-i mașină ca Matizul. Ia uitați-vă. Aoleu. Acum direct în zid. Acum s-a dus caput. Radiator, nu știu ce. What? Mai merge? Ok, mașina asta încă mai merge. Cum naiba de mai merge mașina asta? După ce ciocnim ca lumea Matizul ăsta, mergem și îl aruncăm de pe munte. Și el și Teslele. Opa. Ok, 76. Ne. Încă mai merge.
Deci încă mai merge. Da, să ne știți. Ai, că mai merge. O, Andrei, că nu mai merge. Gata, mă, asta a fost cu Matizul. Bă, mașină bun. Acum o să sărim cu Tesla de pe munte. Uite, Andrei Ros scrie acolo. Tesla mea, numai că a mea nu e roșie, a mea este albastră, spre mov. Da, hai să vedem. Opa, am dat un mașarier. Deci, la toate o să le fac același lucru. Accelerez tare și mă duc în față, da? La final de tot vedem dacă supraviețuim. Dă, n-ajunge asta sandwich. Mamă, mi-e milă de volan. Mamă, unde se duce, frate? Ok, ok. Nu, nu cred că mai supraviețuim până acum? Ai, ai, ai. Ce se mai ține roata aia? Finish line. Se aude semnalul. Da, nu cred că mai supraviețuim deloc. Nu prea. Și luăm cealaltă Tesla. Model 3 nou. Ia să vedem ăsta cum se descurcă. Dacă supraviețuim cu el. Opa. Oh nu. Ok. Am rămas aici. Opa. Sunt curios cum ajunge asta până la final. Doamne, o să fie așa ciudat acum să mă urc la mașină când fac te accidente. Vezi că arată mai bine? Nici nu-mi dau seama. Cred că supraviețuia mai bine Model 3-ul. Cred că da, adică uitați-vă în interior. Cam așa arată interiorul după cum a căzut de pământe. Da, cred că supraviețuia mai bine în ăsta. Să vedem ce mai rămâne din Matizul ăsta. Mă arunc cu Matizul de pământe. Ia. Opa. Hai. Ai, ai, ai. Cred că încă mai am. Vezi că încă nu sunt pisat rău de tot dacă stăteam multe ori. Acum, ai. S-a dus motorul. Mai strâmb decât Model 3. Dar nu e rău, mă așteptam mai rău. Îi dăm și cu Cybertruck. Hai să vedem. Oleu, deci ne-am plecat de boloc și face așa? Mamă, nu te că deconectez volanul. Am deconectat volanul că nu se poate. Fie asta mai rezistent. Teoretic asta e cel mai rezistent dintre toate, vă dați seama, da? Aici în joc. Mamă, cum se duce. Bum. Da. Nu mai ține nimica. Nu cred că mai supraviețuim, nu. Cam asta a fost testul de durabilitate. Sper că v-a plăcut. Dacă vreți să mai vedeți episoade de genul, apăsați pe butonașul de like și lăsați-mi alte idei cu alte mașini pe care vreți să le facem zob în BMG sau alte idei pe care vreți să le facem în jocul ăsta. Și poate nu ne jucăm doar pe episoade, ne jucăm și pe live-uri. Ne auzim data viitoare.